clipă așteptăm să înceapă ședința de guvern în care Marcel Ciolacu va anunța că își asumă răspunderea pe pachetul de măsuri fiscale. Potrivit ultimelor informații apărute, se va întâmpla acest lucru în doar câteva minute. Între timp, Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ pe modificări, însă acesta este doar consultativ. Marina Filimon este la aparatul Victoria și ne spune ce discuții au avut loc pe acest pachet fiscal care urmează să fie adoptat în ședința de guvern. Bună ziua, Marina! Bună ziua, Gabi, și bun găsit tuturor! Da, într-adevăr, de ziua clipă urmează să ajungă și premierul Marcel Ciolacu, vorbind despre pachetul de măsuri care a stârnit un val de reacții în opoziție. În continuare, coaliția a făcut peste 80 de modificări la codul fiscal până acum, de la creșterea de salarii până la taxarea cu 70% a surselor de venit ce nu pot fi justificate. Astfel s-ar urma o creștere a salariului minim pe economie de la 3.000 la 3.300 de lei. Valoarea voucherelor de vacanță ar urma să fie majorată la 1.600 de lei, asta dacă veniturile nete sunt sub 8.000 de lei. În continuare, pentru comerciul de bere fără alcool și alimente fără zahăr, s-a adăugat o taxare de la 9 la 19%. Guvernul va taxa în schimb și luxul, vorbind de românii care au casă de peste 500.000 euro, vor plăti o taxă anuală de 0,3. Atenție, impozitul se va aplica doar dacă vorbim de această sumă. Vor fi inclusiv impozitate festivalurile, concertele cu 5%, în schimb pentru restaurante și hoteluri rămâne de 9%. Pe de altă parte, guvernul vrea să reducă acele 25% dintre funcțiile de secretar de stat, desfințarea funcțiilor de șef de birou, dar și acelor 200.000 de posturi vacante. Urmează să aflăm astăzi, în urma ședinței de guvern, ce se va stabili. De menționat este că zilele trecute premierul a menționat că pachetul de măsuri fiscale este singura lui grijă în momentul de față și că săptămâna aceasta se va încheia. Și comentăm ultimele informații cu privire la noul pachet fiscal cu Adrian Codârlașu, vicepreședinte CFA România, aflat în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule Codârlașu! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc pentru prezența în jurnal. Iată așadar că în scurt timp începe această ședință de guvern în care vedem că se fac modificările în cazul pachetului fiscal, iar printre modificări sunt discutate și acele praguri de 2,5% din venituri pentru cheltuieli cu evenimente culturale sau sportive la nivelul administrațiilor locale, ceea ce de altfel își dorea UDMR-ul să elimine. Vedem așadar că până la urmă UDMR a reușit să obțină de la premier ceea ce își dorea, astfel încât să nu meargă ulterior să semneze pentru moțiunea de cenzură. Cum se văd aceste modificări care urmează să fie făcute, domnule Codârlașu? Practic, aceste modificări, prin aceste modificări, guvernul va strânge bani suplimentari, însă banii aceștia suplimentari vor fi colectați de la consumatori, de către companii. Cum se face acest lucru? Majorând sau punând un impozit de 1% pe cifra de afaceri. De fapt, acest lucru înseamnă de fapt o majorare de TVA, pentru că impozitul pe cifra de afaceri este similar cu TVA-ul. TVA-ul este tot un impozit pe cifra de afaceri. Deci, cumva, vor crește prețurile cu 1%, poate puțin mai mult. De asemenea, vor fi accize suplimentare pe anumite produse din coșul de consum. Va crește și TVA-ul pentru acelea sau pentru alte produse care și ele fac parte din coșul de consum. Deci vom avea și de aici un impuls pe inflație. Atât de pe partea de impozit de cifră de afaceri, cât și din taxe și accize. Vom vedea probabil anul viitor undeva la 1,5-2 puncte procentuale de inflație în plus. Bun, ne uităm, cum spunea și dumneavoastră, că vom vedea un impozit de 1% pe cifra de afaceri în cazul IMM-urilor până la venituri de 60.000 de euro pe an și 3% dacă veniturile depășesc această sumă. Iar acest lucru am văzut că a stârnit foarte multe controverse în spațiul public. Ce ar urma să se întâmple? Vom vedea că sunt împovărate aceste întreprinderi mici și mijlocii?
Dacă ne uităm în ultimii ani cum s-a făcut impozitarea, vedem că acolo unde sunt bani mai mulți, cum e în cazul acestor IMM-uri, peste o anumită sumă, sunt sectoare din economie care au lichidități mai mari și ele a crescut profitabilitatea și am avut în trecut energie, fonduri de pensii, sector financiar, telecom. Vedem cum vine guvernul și se gândește cum să-l impoziteze să ia o parte din profit sau din lichidități. Practic, în această categorie de abordare văd majorarea impozitului pe cifra de afaceri. Dacă ne uităm la ce se întâmplă la bugetari, avem, în primul rând, o majorare a salariului minim, crește de la 3.000 de lei brut la 3.300 de lei. Acest lucru înseamnă că banii în buzunar vor fi cu 83 de lei mai mult. Impactul, până la urmă, unde va fi mai mare? În buzunarul celor care vor avea majorarea salariului minim sau în buzunarul celor care vor trebui să plătească contribuții după ce se majorează acest salariu minim? Practic, majorând salariul minim, impactul cel mai mare din această majorare vor fi fondurile încasate în plus la buget. Pentru că el, cum a spus și dumneavoastră, rămân puțin bani la cei care au salariu minim pe economie, trebuie plătit acest impozit. Compania îl va vira, care angajează aceste persoane. Prin urmare, cel mai mult va plăti compania creșterea suplimentară cu 300 de lei a salariului minim pe economie. Unde se va vedea acest lucru? În costurile acelor companii care lucrează cu salariați pe salariul minim pe economie și implicit în prețurile produselor pe care le vor vinde. Însă e important să crească salariul minim pe economie, însă creșterea este extrem de mică. Cei care au salariul minim pe economie au fost cel mai loviți de creșterea prețurilor. De ce? Pentru că cu cât salariul unei gospodării este mai mic, pondera porții alimentare în total buget al familiei este mai mare, iar cele mai mari prețuri, cele mari creșteri de prețuri l-am avut pe partea de produse alimentare. Bun, mulțumesc tare mult pentru această analiză. Așteptăm să vedem când începe această ședință de guvern anunțată pentru ora 15 și să vedem care vor fi declarațiile făcute de Marcel Ciolacu, premierul României. Mâine va ajunge și în Parlamentul României, desigur, pentru asumarea răspunderii cu acest proiect de modificare a taxelor și a impozitelor. Vom vedea care vor fi declarațiile făcute de la Palatul Victoria de premierul Marcel Ciolacu dintr-o clipă într-alta. Până atunci mergem mai departe și vedem că PNL